Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 7 septembrie 2019. Ce vreau să vă arătați? De fapt, nu era în plan această lucrare, dar o problemă de logistică mă face că această colonie de albine trebuie să o mutăm într-o altă ladă. Și atunci, dacă tot fac această lucrare, am zis hai să vedem cum se prezintă. Această matcă este acea matcă care i-am zis o matcă de miere. O să luăm sticlele ca uleiuri esențiale, că oricum o să le dăm. Și va trebui să mut această colonie într-o altă ladă. Să vedem ce găsim în ea. Iată, avem și ceva propolis aici. O să iau pânza de propolis. Iată cum arată această plasă cu propolis. Foarte bine arată. Acum o să o iau, o să o îndepărtez și o să o duc la congelator. Și vom vedea cât propolis va rezulta de. Bun. Acum colonia asta de albine trebuie mutată în totalitate. Să vedem ce găsim. Ce rame îi luăm? Ce... Dacă mai are puiet, iată și ramele sunt așa, s-a strâmbat la asta și nu se mai închide bine capacul. Nu știu de ce s-a strâmbat așa. Voi vedea ce soluție găsesc să o îndrept. Acum scoatem ramele și vedem ce rame rămân și ce nu rămân. Bun. Totodată o să vă arăt și ce rame rămân. În cuib. Iată, aici avem o ramă, dar este urâtă. Are miere multă pe ea, dar este urâtă. Asta nu cred că o să rămână. Să-mi aduc o ladă. Aduc o ladă provizorie, că voi scutura albina de pe ea imediat. Se vor supăra ele un pic acum, dar asta este. Iată, avem aici o ramă, foarte bună ramă aceasta. O vom pune la perete. Cu asta începe. Voi mai arunca eu o privire și luna viitoare. În lada respectivă. Deci, o ramă bună cu mâncare. Iată, o altă ramă. Nu mai are puiet.
are mâncare foarte bine pe ea. O punem următoare. Să menționez că am loc numai pentru câteva rame acolo. Este ca și când aș pune-o la iernat deja pe această colonie, dar mai durează un pic. Aceasta este a treia ramă. Mă uit dacă are ouă, pe acolo are câteva ouă. Aici nu are. Are un pic de puiet. Dăm mai departe. O altă ramă. Aici nu mai e puiet. Pe partea aceasta mai este un pic. Are și păstură. Mâncare suficientă. Patru rame. Iată ce frumos stă albine aici. Și avem puiet și aici. Eu zic că acesta va fi ultimul puiet de eclozat. Până prin 20 septembrie, uite, avem și matcă. Eu văd că mai depune ouă, mătcuța aceasta. O mut și pe ea. Acum știm sigur că e în stup. E mutată. Aici am dus 5 rame, matca încă depune, are ceva puiet. Și aici avem puiet destul de frumos, arată bine. Iată și aici. Mă uitam să văd mai e vreun trântore pe aici, dar nu este. Iată, e albina. Suficient albine este. Și mâncare e suficientă. Arată foarte bine. Și în această ramă găsim ouă. Și larve. Avem și larve aici. Încă o să mai avem puiet. Da, și aici avem larve. Încă o duce înainte cu puietul. Totuși sper ca până prin vreo 15
octombrie să cam termin cu puietul. Iată, aici avem o ramă cu miere și păstură, aceasta închide colonia, adică ar fi ultima. Ea este acum pe 8 rame. În care suficientă. Ia să vedem ce mai e. Deci, mut polistirenul ăsta. Diafragma. Uite. Și după diafragma îi dau aceste două rame. Și pe aceasta este albină destulă încă. Iată, după diafragmă. Această ladă s-a strâmbat așa la vreo 10 grade, nu știu ce a pățit. Iată, ramă de după diafragmă, cu mâncare, până ține rame după diafragmă cu mâncare, până atunci nu consumă și în cuib e foarte bine organizat acolo. În cuib. Asta. Ia să-i mai dau o ramă. Văd ce găsesc pe ei. Da, am una cu albine care am scos-o. Iată aceasta. Iată această ramă urâtă, o dau după diafragmă și are mâncare suficient. Acum am să mut locul, iau lada asta de aici, o luăm de aici, și în cea care am mutat albinele, o punem în locul aici. Așa. Că vin albinuțile să intre. Foarte bine. Deci cam asta este lucrarea. Să vă arăt, așa arată. Ați văzut și albine. Acum să caut o ladă unde să mă tramele cu miere. Să aduc o folie. Am aici, dar mai trebuie să aduc, nu?
Acum nu mai rămâne altceva să fac decât să scutur ramele de după diafragmă. Iată aceste rame. Cer scuze că pierd un pic de timp, da? Scuturăm toate albinele pe aceste rame și le mutăm într-o ladă. O ladă închisă bine, să nu provocăm furtișa. Ce de, ce de albine este la această colonie. Nici nu cred că mai am de ce să restrâng, fiindcă într-o ramă cât de cât bună o colonie. Această miere este toată adunată de colonia respectivă și s-a mai cărat ea în față, dar oricum are o cantitate foarte mare de albine după ce scutur și toate diafragme, ramele astea de după diafragmă. Atunci va fi o familie foarte, foarte bună. Iată, avem miere suficientă pentru dezvoltarea de primăvară. Din primăvară să dezvoltăm. Aceste rame, uitați, avem și păstură aici și căpăcita, rame foarte bune pentru primăvară. Iată, o altă ramă cu mâncare. Cred că din ramele astea care am scuturat, mai este un interval bun de albine. Iată, asta e o ramă mai deschisă la culoare, dar în caz de lipsă de mâncare o putem da, dar tot așa, primăvara, nu primăvara. Februarie, martie, depinde când sesizăm că nu are mâncare. Mai am o ramă. Mulți ar extrage această miere și ar pune-o la vânzare, dar eu o voi folosi în primăvară, n-o să o vând. Că o fi multă, că nu. Iată. Dacă e primăvara mai grea, stau liniștit. Avem ce să dăm mâncare la albinuță. Asta e ultima ramă. Aici nu-mi rămâne decât să aduc o folie. O să
se aducă o folie, da, imediat, și cam așa arată o colonie bună. Asta e o colonie de miere, am și extras miere de la ea. Ați văzut și câtă miere mi-a rămas pentru primăvară. E perfect, mai mult de atât ce se cer de la o familie de albine. Bun, până data viitoare, numai bine!